Bună seara și bine m-ați regăsit! Este o nouă seară de sâmbătă, un nou editioar Cultura. Ca de obicei, la această oră, pentru voi toți cei care ne ascultați, sunt Dan Pârvu. Alături de mine, de această dată, am plăcerea de a avea pe domnul Ioan Stanomir, profesor al Facultății de Științe Politice din cadrul Universității București și scriitor. Domnule Stanomir, vă mulțumesc că ați dat curs invitației pe care v-am adresat-o. Eu vă mulțumesc pentru invitație. E, iată, ca să intrăm direct în subiect. Vom discuta despre volumul pe care îl semnați și care a apărut la editura Humanitas a cărui lansare la editura Humanitas a petrecut de curând Soarele însângerat, pardon, Rusia 1917, Soarele însângerat Autocrație, Revoluție și Totalitarism. Așadar o temă mai mult decât interesantă, o temă pe care bănuiesc că oricine Va dori să o afle, să o cerceteze, pentru că bănuiesc că este un subiect practic inepuizabil acest an 1917 și cu această trimitere directă Rusia, mai ales că subtitlul spune Multe soarele însângerat și ceea ce urmează autocrație, revoluție și totalitarism. Am văzut că această triadă apare tot timpul în cadrul textului și cu, să zicem, o subliniere mai apăsată uneori autocrație teroare și totalitarism. Aș vrea să discutăm despre aceste lucruri, dar în primul rând să începem cu începutul. E cel mai bine așa. De ce această temă? Pentru mine, istoria ideilor a reprezentat întotdeauna o preocupare și ținând seama de faptul că în trecut am scris despre ideea conservatoare în România și despre uh, comunism în România. Am scris alături de Angelo de exemplu, o carte care a apărut anul trecut la Humanitas Comunism Inc. Uh, am ajuns în mod natural la problema comunismului din Rusia. Cum vă la rădăcină? Uh, Într-un fel, da, deși această carte nu este o istorie a comunismului, după cum nu este o istorie a Rusiei. Este pur și simplu, cum ați observat foarte corect, o încercare de a investiga impactul pe care trei termeni l-au avut asupra istoriei ruse și europene, autocrația, revoluția și totalitarismul. Uh, cultura rusă a reprezentat pentru mine întotdeauna, întotdeauna însemnând în ultimii 4-5 ani, o preocupare. Uh, în urma cu 2 sau 3 ani am publicat o carte intitulată Sfinxul Rus, de Identități și Obsesii, în care am adunat câteva dintre textele consacrate scritorilor și intelectualilor ruși și, provocat fiind de această cifră rotundă de anul acesta, am ales să fac un lucru a cărui amploare și seriozitate probabil că ar fi trebuit să mă descurajeze, respectiv să încerc să public o carte modestă despre acest fenomen inepuizabil care este anul 1917 și despre Rusia revoluționară, Rusia autocrată și relația dintre cele două Rusii. Să împlinească într-adevăr 100 de ani anul acesta de la acest nu știu cum să-l denumesc, eveniment, poate sau e cel cataclism, mai... Sau cataclism, a <laughs> fost un cataclism cu siguranță. Da, fi. adjectivele Uh, ar trebui să curgă. Da. Uh, deci, de, de la acest eveniment, se întâlnesc 100 de ani. După 100 de ani, cum se vede? Pentru un profesionist, în ochiul unui profesionist acest. În acest a fi profesionist, sunt cetățean, și opțiunile mele, liberal-conservatoare și constituționaliste, nu mă pot împinge decât să văd anul 1917 din această lentilă. Anul 1917 se vede în 2017, 2017 foarte diferit. Dacă ați urmărit articole din New York Times consacrate comunismului la 100 de ani, ați observat că gradul de nostalgie față de ideea comunistă este foarte puternic, cu precădere în rândul intelectualității Progresiste, să o numim, progresiste, stângiste putem să o numim astfel. Așa că, pentru acest tip de intelectualitate, anul 1917 este un soare care nu apune niciodată. Chiar dacă uneori are o lumină mai puțin densă, mai puțin, mai puțin luminoasă, ca să fac un joc de cuvinte nefericit, poate, el continuă să, să ne inspire. Pentru cei care folosesc, de exemplu, termenul de totalitarism, printre care mă număr și eu. Anul 1917 este începutul unei noi ere. O eră care ne propune violență, ne propune teroare, ne propune planificare, ne propune dezumanizare și ne propune, înainte de toate, un imens șantier din ale cărui ruine se ivește Europa Centrală și de Est după 1989. E vorba de un experiment, nu cel mai mare înregistrat. Până expe... la data respectivă? Cu siguranță este un experiment longeviv, este un experiment global și un experiment care a avut un impact devastator la nivelul minților intelectuale, chiar și în țările în care democrațiile de tip popular nu s-au instalat. Dacă ne aflăm la RFI, ar fi bine să ne amintim de ce spunea François Furet în cartea și în cărțile sale fundamentale despre această întâlnire dintre pasiunea revoluționară franceză esențialmente iacobină și pasiunea revoluționară comunistă. Am văzut că faceți tot timpul această legătură și această trimitere mm. între anul 1789 și de fapt 1793 exact. așa după cum subliniez de fiecare dată da. și cumva acest copil târziu al... este un copil târziu dar extrem Revoluției de violent, franceze, este da. un într-un fel un copil legitim nu este un copil ilegitim, eu îl socot un copil legitim al acelei ramuri din Revoluția franceză care duce la ghilotină și la teroare Uh, e adevărat, Iacobinii nu au fost bolșevici, dar Iacobinii i-au mm. învățat pe, pe bolșevici un lucru extrem de important, care poate fi rezumat într-o formulă cinică, dar uh, sugestivă. Nu poți să faci omlete fără să spargi ouă. Ha, este adevărat. Uh, au mai fost și alții care se întrebau unde e omleta, că o le sparte uh, se tot O uh, dar... Omleta, în general, ca să mergem pe acea linie glumeață, glumeaț, glumeț tragică, se află întotdeauna la masa celor... De sus, în vreme ce uh, oamenii de jos erau inevitabil obiectul, da. materia din care se crea omleta. Aha. Niciodată consumatorii omletei. Am înțeles. Uh, totuși, uh, de obicei, când vine vorba de acest an și de întregul demers, uh, se face o legătură cu Comuna din Paris. Uh, uh, nu mai știu cine spunea, parcă. La un moment dat, Lenin era obsedat să, cu fiecare zi care se adăuga în Revoluției Ruse, că a putut să, exact, să dureze mai mult decât ceea ce s-a întâmplat acolo. Comuna din Paris este parte din tradiția radicalismului francez și trebuie spus că în secolul XIX, până la consolidarea socialismului științific prin Marx Engels. Franța a fost principalul creuzet din care s-a evit materia revoluționară. Și există. Cumva inevitabil, nu? Inevitabil și, într-un fel, deloc inevitabil, pentru că Franța, în secolul XIX, este un continent din care apar teoreticieni conservatori, conservatori reacționari, de Mestre și Bonal, de exemplu, teoreticieni liberal, Benjamin Constant sau Guizot teoreticieni ai socialismului uh, utopic și ai pozitivismului de genul lui Comte, Auguste Comte și, bineînțeles, uh, radicalii comunari, care sunt ultima, ultimul avatar dintr-o serie. Pentru că suntem la RFI uh, de mult de tot, pe când uh, oamenii mai citeau și nu doar să tau pe Facebook ca să urmărească feed-ul uh, de știri, Uh, mulți copii citau episodul acela din lui Victor Hugo cu Gavroș și Cozet cele două episoade da. erau dacă, câteva decupaje din Mizerabil exact, care da, exact și Gavroș și e legat de baricade baricadele sunt în Paris o prezență familiară și de un elefant uh, da și uh, Gavroș era într-un fel uh, micul, mica emblemă a spiritului radical francez de la care Rușii s-au inspirat pentru că radicalismul francez era republican, era egalitar, era absolutist în materie etică și intelectuală, și toate aceste lucruri i-au inspirat pe bolșevici. Iar Comuna din Paris, care a reprezentat, în primul rând, o obsesie pentru Marx, pentru că a fost o provocare pentru teoreticienii socialismului, deși Comuna din Paris nu era populată de comuniști dar a reprezentat pentru comuniști un punct extraordinar de pornire de ce? Dacă îmi permiteți într-o propoziție am să și explic de ce pentru că această comună din Paris este un stat aparte asta îl învață acest experiment și pe Marx și pe Lenin Lenin când a scris statul și revoluția în prajma revoluției a subliniat întotdeauna că elementul central pentru un stat comunist este să întoarcă mașina de stat împotriva opresorilor altfel spus o întoarcere a armelor Or, comuna din Paris, subliniază marxiști și leniniștii, a eșuat de ce? Pentru că a fost prea bună la inimă și nu a executat suficient de mulți oameni, nu a exterminat suficient de mult și nu a folosit statul pentru a lichida pe opresori. Bolșevicii în 1917 își învin competitorii pentru că sunt cu un termen brutal, dar sintetic, amorali. Amoralismul lor e un amoralism revoluționar. Totul este justificat în numele de idei. Am înțeles, o să revenim la această idee noastră. Dar, apropo de ceea ce spuneți de e, mizerabili și aceste comune din Paris, cum vi s-au părut, sper că putem discuta pe un teren comun, ultima punere, să zicem, cu ghilimele, în scenă acel musical al Hollywoodului. Bun. Ați văzut că scena era profundă, o scena, să spunem, de mase. La un moment dat, din varianta hollywoodiană, ultima variantă hollywoodiană, era profund marcată de simboluri ale revoluției care, de fapt, va urma, nu se împlinea atunci, A. dar acest 1917 era cumva prezent acolo cum v-am spus, pentru progresiști și în America sunt, slavă Domnului, mulți progresiști, uh, Comuna din Paris și, de fapt, nu atât Comuna din Paris, acest trunchi ideatic căruia aparțin mizerabili Comuna din Paris baricadele, reprezintă o imensă repetiție generală pentru atingerea scopului final, emanciparea nu, omenirii. Pentru cei, apropo de ceea ce spuneați din nou, pentru cei tineri sau foarte tineri, nu se înțelege cumva că mizerabili ar fi un în totalitatea lui. Nu, nu, nu cu trebuie, trebuie să. Trebuie un să, opus dedicat. Nu, nu. acestui. Vi, Victor Hugo a fost. acestui fel de antemei al lume. Victor Hugo a fost un scriitor. Chiar la polul opus Majestuos, care a fost în tinerețea lui mai degrabă legitimist și romantic, după care a evoluat într-o formă de socialism evanghelic. Asta este, de fapt. Era la modă, trebuie spus. Da, ca da, și Pașoptiștii români erau foarte mult socialiști evangeliști. Dacă îl citim pe Bălcescu sau pe Rosetti sau pe Brătieni, îi găsim în aceeași formă. Se căuta o soluție. Se căuta pe o această soluție. această filieră creștină. da, era în genul. În genul falanster în genul lui în genul lui Proudhon, în genul lui Fourier, în genul lui Saint-Simon, erau tot felul de căutări utopice. Ceea ce vreau eu să spun și fără să Și Dostoyevski și, și, și Tolstoi dacă uh, tot Cu siguranță, fără să gândesc pe zană. nimeni este că uh, orice cale utopică, mai devreme sau mai târziu, va eșua într un impas moral. Utopiile, în momentul în care se folosesc de forța statului pentru a instaura ordine perfectă, produc totalitarism. Asta este de deci, fapt Pentru dumneavoastră asta este cumva legic. Legii, ca să folosesc, marxiștii foloseau acest termen întotdeauna, îți dădeau cu carta în cap, cu, cu textul în cap. Nicolae Ceaușescu, marele nostru conducător, cărmaciul nostru iubit, spunea întotdeauna sintetic viața arată. În momentul în care existau dubii, Comuniștii spuneau, și Nicolae Ceaușescu nu s-a de la această regulă, viața arată. În fața plutonului de execuție, viața arată. Lui Patrășcanu, de exemplu, probabil viața a arătat plutonul de execuție. În marile procese de la Moscova, troțchiștilor și zinovieviștilor, viața le-a arătat spânzurătoarea. Asta este problema cu acest gen denunț. Tu presupui că istoria are sens, că tu ești reținătorul sensului și că dumneavoastră sau eu, în momentul în care deviem de la sens, mai întâi suntem ajutați să înțelegem, iar dacă nu suntem ajutați să înțelegem, suntem ajutați să dispărem pentru a lăsa loc celor care pot înțelege. Pentru că cei care au pornit această Revoluție erau convinși că acesta este sensul și, să se spunem, etapa finală a istoriei. Pentru ei, istoria, într-un fel, se apropia de sfârșit. Aceasta îi și apropiat de sectele milenariste creștine. Edmund Burke, reflecția Supra Evoluției în Franța, asemăna. Radicalismul francez cu secta anabaptiștilor germani de secol XVI. Este de fapt același tip de escatologie, de milenarism, într-o ducere foarte simplă, aștept judecata de apoi și te mântui. Dar pentru a atinge acel punct final, este nevoie să lucrezi și lucrezi la perfecționarea omului. Un anumit tip de, un anumit tip de lucrare. A, o lucrare care este și lumească și transcendentă. Pentru că în cazul Revoluției Ruse, ei și-au propus să coboare în imanent ceea ce era transcendent. Să sacralizeze omul, dar, cum ați spus corect, un anumit tip de om, omul nou, omul muncitor, în vreme ce alte tipuri umane erau destinate damnării. Înțeleg că, totuși, toată această, să zicem, emulație, nebunie pe alocuri, la un moment dat, cel puțin în parte, vorbind strict numeric. Cred că a avut un număr de aderenți de bună credință, dincolo de cei care se aflau în vârful mișcării, să spunem acel ce tip de inteligenție. Uh, au fost uh, mase întregi de oameni și de asta uh, sunt tentat să revin la acel cadru cu masele din uh, musicalul cu mizerabilii. Uh, se dă senzația unei adeziuni mai mult decât numel ce? Unei adeziuni firești și întemeiate. Este o, o narațiune inspirată de leninism pentru că 1. Revoluția bolșevică din 1917, din octombrie a fost o lovitură de stat 2. A existat adeziune dar a existat și teroare între coerciție și adeziune a existat întotdeauna o interdependență în al treilea rând, adeziunea a fost fundată în multe dintre cazuri pe mobilizarea resentimentului. Aceasta este ideea lupte de clasă. Și în al patrulea rând, uh, onestitatea nu scuză crima. Cred că sunt foarte multe nuanțe uh, care sunt nu lipsite de importanță. Cred că sunt chiar de fundamentale într-o discuție care se dorește a fi cumva pe cât posibil relaxată. Da, cu siguranță. La cel puțin tamponul acesta pe care îl constituie suta de ani ar trebui... Da, 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 cu siguranță. ...să pună premizele unei asemenea de discuție. Deci, există și adeziune, există o viziune... Cel puțin din partea celor care au pornit acest tăbălug al istoriei, că ei ar fi singurii reprezentanți da. autentici a celor mase care sunt asuprite, sunt singurii care vorbesc în. Dar ei înelor. nu vorbeau în numele maselor, asta este problema. Problema fundamentală este că Partidul Bolșevic și Partidele Comuniste în general nu au fost niciodată cu adevărat exponente ale celor în numele cărora îi împilau. Pe compatrioții lor. Dacă este să vorbim de cultură muncitorească autentică, această cultură muncitorească autentică se găsește, de exemplu, în Partidul Social Democrat German de secolul XIX. O găsim exprimată în Partidul Laburist. Cred că aceste lucruri sunt foarte importante de spus. Eu întotdeauna, să știți, am încercat să fiu precis și corect în judecățile mele. Eu am făcut întotdeauna distinția între. Apărarea legitimă a intereselor economice și instaurarea unui regim totalitar. Și atunci, acest grup minoritar politic, da. dar care s-a dovedit a fi extrem de hotărât și puternic, așa după cum sublinea și de noastră în carte, cu un anumit tip de coeziune care a asigurat da. un succes fără egal. Pe cine reprezenta? Reprezenta o idee. O idee care propunea. O reprezentare abstractă și idealizată a unei clase sociale muncitorime. Deci ne întoarcem la acel gen de utopie, da? Cu siguranță, dar este o utopie. Nu cred că utopia este elementul care trebuie să lipsească din discuția noastră. Dovadă că uh, ei nu vorbeau numele proletariatului, ci a unei viziuni despre proletariat, este că în niciun regim comunist nu exista sindicate libere. Și fac un salt pe repede înainte și vă aduc aminte că. Regimul comunist din Polonia a fost contestat de sindicatul Solidaritatea, compus din muncitori. Iar cu adevărat a, din muncitori. Da, pentru că în Polonia se era electrician, da. Se întâmplă în Polonia ceva cu adevărat înspăimântător pentru regimul comunist, cei care sunt temelia ideologiei lor, descoperă și afirmă că această ideologie le fură în primul rând lor libertatea. Este tema fundamentală a filmului Omul de marmură al lui Andrei Vaida. Dacă vă mai amintiți de acea vizită în, în groapa de gunoi istorii plină de, de eroi de Mucava, înțelegem de fapt că aceste regimuri au împilat, au jefuit, au asasinat, nu numele unei clase, ci numele reprezentării lor despre clasă. Ei nu i-au întrebat niciodată pe muncitor, ca să ne referim la acest segment care i-a legitimat. Care sunt doleanțele lor? Ei nu au fost socialdemocrați. Ei nu au fost Friedrich Ebert, primul președinte al Republicii de la Weimar. Ei nu au fost Clement Attlee. Ei nu au fost Fabienii britanici. Ei nu au fost Jean Jaurès. Ei au fost niște asasini ideologici. Ori, acest asasinat ideologic s-a comis în numele unei fraude. Pentru că acești inteligenți, pentru că Leniniștii erau inteligenți, bolșevici erau inteligenți. De multe ori, ei nici nu aparțineau antropologic și social clase muncitoare. Ei vorbeau numele clase muncitoare pentru că această clasă muncitoare era asemenea lui Prometeu, acea clasă care trebuia să elibereze omenirea din cătușe. Dar eliberarea din cătușe se făcea în termenii stabiliți de partid. Ori, ceea ce am încercat eu să spun în această carte, pe urmele unor voci mult mai iluste decât mine, este că la început a fost partidul și că mișcarea revoluționară are o logică ei, este partid și din partid se naște omul. Deci la început a fost partidul și viziunea lui despre lucruri. Bine, dar asta este sensul leninismului. Marxismul propune o viziune despre lume, Lenin, profitând de experiența conspiratorială lui Oghiz Blanchi, de exemplu, propune un partid revoluționar, în Rusia există secte teroriste care propun acest tip de viziune conspiratorială? Adică anarhistii. Anarhistii, ceea ce noi numim nihiliști, teroriști, voința poporului, de exemplu. Cu, de, cu diferența că pentru nihiliștii ruși, din voința poporului, era întotdeauna o dilemă etică asasinarea cuiva. Dacă, de exemplu, am citit piesa lui Camus Cei drepți, observăm că există o dilemă. În cazul bolșevicilor, nu mai există dilemă. și Vladimir Tismananu evocă întotdeauna dialogul dintre un socialist SR, socialist revoluționar, ministru în guvernul, primele guverne revoluționare leniniste, și Lenin, în care uh, el uh, se declară pe bună dreptate, Isaac Stenmer cred că este numele său, se declară surprins de amploarea terorii. Și el spune, dar eu sunt ministru justiției, nu al terorii. Și se replică, pentru noi, justiția și teroarea sunt același lucru. Bun, acest e, e o nuanță foarte importantă. Este într-adevăr foarte importantă și uh, cred că e de discutat uh, pe marginea ei. Uh, acest tip de, să spunem, comportament social și de mers politic nu se poate face decât în momentul în care, într-adevăr, așa după cum spuneți, uh, persoana este abolită și devine număr și tu ai ceva de făcut foarte clar, ai o direcție, acea viziune despre care tot vorbim aici și un cel uh, mai mult sau mai puțin clar, cel puțin uh, formal el există, acel comunism uh, la care trebuie să ajungi. Și atunci, așa după cum reiese din uh, cartea dumneavoastră, nu contează ce se întâmplă, cum se întâmplă, de ce, mai ales că aici este problema morală, de ce se întâmplă, sau în numele a ceea ce se întâmplă, cel puțin acest lucru se pare că este clar ci contează unde ajungi și dumneavoastră vorbiți foarte mult de un anumit tip de demers amoral cred că există cel puțin trei variante imoral, amoral și moral cu primul ne-am lămurit Uh, problema este totdeauna în posteritate cum cataloghezi uh, ceea ce s-a întâmplat. E clar că, din punctul de vedere a celor care au trăit atunci și au luat hotărârea respectivă, hotărârea uh, este amorală. Uh, nu, nu este, o este o hotărâre luată în baza morale revoluționare. Ceea ce eu am numit amoralism. Da, ok, uh, este dar vorba se întâmplă atunci și o fac cei care iau. Uh, decizia respectivă, dar pentru noi cei care suntem la 100 de ani și care încercăm să înțelegem și să catalogăm Aș ceea ce s-a întâmplat. să vă spun că ce fel de acțiune este acesta? Pentru contemporanii lui Lenin, de la menșevici la liberali. A fost foarte limpede, destul de repede, că acest regim este un regim atipic chiar prin amoralitatea lui. Amoralitate în sensul că el suspende reperele moralii tradiționale. Și în particular. face un pas uh, din afară. Dincolo este, în afară. este un uh, nihilism moral. Este exact logica din Demonii lui Dostoievski, în care Verhovenski, fiul, vorbește colegilor săi de conspirație de necesitatea asasinatului calian moral. Caliant moral. Calian moral al unei conspirații. Calian moral prin complicitate. Este un termen iarăși important. Pe măsură ce te înfunzi în crime, să ne amintim de Macbeth al lui Shakespeare, da. pe măsură ce te înfunzi în crime, singurii tăi tovarăși sunt spectrele victimelor și cei din jurul tău care sunt la fel de criminal precum ești tu. Da, cred că pentru a evita vreo confuzie, un anumit tip de confuzie, s-ar putea pune mai degrabă un liant psihologic între cei care fac, uh, pentru că dacă spui moral, s-ar putea să vedeți, te gândești moral, eu întotdeauna folosesc termenii cu mare atenție există o altceva. morală comună care este pentru societățile noastre, morală iudeo-creștină și morala întemeiată pe lecția societăților sau greco sau se spune morală în curs Da, da. cea funcțională da, da. Da. Morala, da. eu reper genealogia da. de la greco-romani da. până la uh, uh, vechiul și noul testament și există o morală revoluționară care este nu morală machiavelică, ci este o morală antiumană. În sensul în care așa cum ați observat pentru aceste personalități revoluționare radicale, omul încetează să mai existe ca om. El este fie agent al schimbării și atunci poate fi utilizat, fie este pretext al schimbării și atunci este manipulat, fie este inamic al schimbării și atunci trebuie eliminat. Lupta de clasă marxistă... Deci se încadrează în niște clase. Cu siguranță. dar... Sau niște rubrici. Gândirea marxist-leninistă este o gândire bazată pe categorii. Lucrul acesta trebuie spus. Totalitarismele cele mai sângeroase ale secolului 20 și în primul rând național-socialismul au fost totalitarisme bazate pe această viziune categorială și dezumanizantă. E, naziștii operau cu o viziune de tip rasist, dar venit socială. Și nu exista îndoială că dacă te încadrezi ca evreu, nu vei avea scăpare. Și nu vorbim aici uh, în termeni uh, metaforici, vorbim în termeni reali. Să ne amintim că au fost urmărite cu sălbăticie ființe nevinovate în termeni elementari. Ele erau sacrificate, exterminate pentru că aparținau unei rase care trebuia să dispară. De pe un alt versant, totalitarismul comunist a operat cel categorial. De exemplu, culacii din vremea lui Stalin este cunoscut de la Anne Applebaum, la Martin Malia și Richard Pipes, ca să dau trei nume. Când nu existai în calitate de culac, erai construit în calitate de chiaburi. Ascultătorii noștri poate că au rude care s-au stins din viață și care au fost la vremea lor chiaburi. Ce era un chiabur în România? Ce era un culac în URSS? Dacă aveai un cal și o căruță și lucrai cu, cu, familia ta pământul, devenai cu lac sau chiabur. În termen real, ce însemna această trecere de la stădul de țăran sărac la cea de țăran mijlocaș sau de chiabur slash cu lac? Însemna distrugerea vieții tale. Lucrurile acestea cred că trebuie spuse tocmai pentru că există intelectuali sau pseudo -intelectuali, care astăzi vântură tot felul de relativism etice. Le-am ascultat zilele acestea. Unii care spun că revoluția sovietică a adus egalitate. Sau că Lenin e deviaționist de dreapta. Asemenea, lucurații cred că trebuie combătute cu o fermitate etică, în primul rând. La fel cum combatem negaționismul antisemit. În momentul în care eu, ca om, aud pe cineva în jurul meu, cu asețiune de genul, Evrei au meritat ceea ce li s-a întâmplat. Eu mă revolt ca om. Pentru că, într-un fel, așa cum unii. Europeni curajoși au făcut în timpul celor război mondial. Steaua lui David pe care o purtau evreii era adevăratul semn al nobleții umane de atunci. Și toți trebuia să fim evrei, așa cum au fost unii care au mers alături de ei spre sacrificiu și alții s-au sacrificat pentru a-i salva. Pentru că atunci aceea era lupta care te salva ca om. Dar ca să revenim la acel tip de gândire revoluționară, categorială. Cum cum o vedeți acționând concret în timpul Revoluției? Prin teroare. Prin teroare, prin planificare, prin ideologizare, prin îndoctrinare. Una fără alta nu se poate. Nu, nu poate. V-am spus, omleta nu se poate face decât cu ajutorul uh, oamenilor. Oamenii sunt materia primă. Și teroarea este un element care e inventat în primele luni după Revoluție. Sunt uh, acte semnate de către Lenin și de către Guvernul de Comisarei Poporului acte prin care se legiferează teroarea. Teroarea este categorială. Dar teroarea ca formulă de conducere politică nu este nouă. Și nu. ne întoarcem la acea legătură cu autocrație, cu, cu o diferență. În bun, perici. și la cea franceză. Da, cu o diferență. Teroarea Iacobina a fost o teroare motivată ideologic. Să nu uităm, inventatorii terorii moderne Motivat ideologic sunt Iacobinii, aceasta este lecția lui François Furet și a recitirii Revoluției franceze. Este lucrul pe care nu îl iartă unii nici astăzi lui François Furet în posteritate. Încerpește teroarea. Violent a fost și regimul țarist, crud, dar regimul leninist a reușit în decurs de câteva luni, decurs de câțiva ani, să execute și să distrugă vieți Că te nu distrusese regimul țarist în decenii. De ce? Pentru că regimul țarist avea, să spunem, o represiune birocratic-patrimonialistă. Avea o ideologie proprie, dar nu era o ideologie care să înflameze în așa fel spiritel. Regimul leninist face un pas mai departe și observă că terenul trebuie curățat. Și el trebuie curățat complet. Lupta de clasă pentru leniniști înseamnă abolirea proprietății. Comunismul de război, întoarcerea cu fundul în sus a lumii, dar și nimicirea fizică a celor care fac parte din clasele exploatatoare. Deci, segmente din populație. Da, sunt segmente din populație. Foști ofițeri, burghezi, intelectuali. Să amintim faptul că Lenin încarcă un vapor cu intelectuali ruși și îi alungă din țară să amintim faptul că ulterior sub Stalin Republica Literelor Rusă este decimată, să amintim de cazul lui Osim Pandelstam, să amintim de cazul lui Meyerhold, să amintim de cazul lui Isaac Babel, oameni care erau într-un fel voci ale demnității Rusiei și creativitate extraordinară. Asta este, asta este lenism, asta este stalinismul. Stalinismul a dus la capăt proiectul leninist, dar originile terorii se află în leninism. Asta este un fapt indiscutabil. Deci acolo se pun bazele, să spunem, tipului de acțiune, care Checa va continua. Politica, poliția secretă, <coughs> KGB-ul de mai târziu, CECA este o invenție leninistă. Felix Derzinski este un leninist. CECA are ca proiect politic stabilirea terorii. Ești judecat și executat de aceiași oameni, este exact ce îl șochează pe Ministrul Socialist Revoluționar evocat. Faptul că eu, de exemplu, iau pe cei dintr-o cameră și îi împușc pur și simplu pentru că sunt vinovați. De ce sunt vinovați? Pentru că sunt vinovați, așa decid eu. Este o trecere într-un imperiu al amoralității sau al moralei revoluționare, pentru că moralea revoluționară este o formă de amoralitate, din perspectiva celor care cred în demnitatea umană. Înțeleg. Până unde se poate merge pe această linie? Până la capăt. Regimul stalinist a mers până la capăt. Regimul stalinist, dacă ar fi putut, -ar, ar fi devorat tot ceea ce era sub el. Exemplul cel mai bun este finalul tiranului și complotul halateror albe. În momentul în care Stalin moare, era probabil pregătit. Un tip de acțiune pogromistă împotriva populației evrești. Spuneați tot timpul în cartea noastră că nu se poate face nicio disociere între regimul leninist și mm. regimul stalinist. Ambii sunt revoluționari. Ambii sunt revoluționare. Stalin a fost un revoluționar. Un revoluționar care a pus mai presus de toate realizarea socialismului într-o singură țară. Și asta înseamnă socialismul. Ca să luăm un caz concret, industrializarea industrializarea a presupus reinstituirea muncii forțate, reinstituirea șerbiei. Țarii eliberaseră pe țăran din șerbie, comuniștii i-au readus în starea de șerbie. Dar spuneți-mi, acest tip de comportament politic te poate duce, înțeleg, până la capăt. Acest capăt poate să fie unul foarte îndepărtat. Din punctul de vedere a celor care reușesc să supraviețuiască, poate să fie o țintă aberantă, din punct de vedere logic. Din punct de vedere logic nu contează. Tot ceea ce contează este să existe un capăt indicat prin dispariția statului, prin ajungerea istoriei la finalul ei. Și care să justifice în teren tot, ideea tot, de început, da? Tot. Începutul justifică sfârșitul, iar între început și sfârșit pe care probabil nu-l vom prinde niciodată cu adevărat, se află prezentul. Ca să vă dau un exemplu concret. Nu stat... mai o clipă. Asta înseamnă că nu se poate ajunge niciodată la un compromis. Politica cu cei care merg pe, o asemenea gen, pe un asemenea tip de direcție. Este excelentă observația noastră și îmi permite să subliniez un aspect. Politica comunistă, ca și politica național-socialistă, sunt politici ale imoderației, ale fanatismului. Aceste minți sunt minți fanatice. Fanatismul nu poate genera compromis. El poate accepta temporar compromis. Cum de exemplu... Tovarăș de drum și așa mai departe. de drum, alianțe cu anumite state. De tipul alianțe contra naturii, cum s-a întâmplat între nazism și... Alianțe contra naturii, dar nu atât împotriva contra naturii cât ar părea. Pentru că sunt alianțe contra naturii generate de un inamic comun, cum este Polonia. Și de un inamic comun care este libertatea umană. Vorbim de pactul Ribă de non da, da, bineînțeles. Da. Pactul liber Molotov nu este... Care a șocat lumea, de asta... I-a a șocat, iertați-mă pe naivi. I-a I-a șocat pe cei care au crezut că regimul comunist este un regim al muncitorilor și țăranilor. Muncitorii și țăranii au existat în Rusia Sovietică, ca și în Republica Populară Română, ca sclavi. Cei care afirmă contrariul nu sunt de partea oamenilor simpli, ci sunt de partea opresorilor. Și de aceea îi găsesc indecenți moral pe cei care, pretizându-se astăzi de stânga cu ghilimele de rigoare, apără comunismul. Deci, în momentul în care se pornește un asemenea tip de comportament, cumva e ca glonțul pe țeabă. Odată tras, nu se mai poate fi ca la El de produce efecte irreversibile. Uh, Martin Mali a observat întotdeauna că există o dilemă originară a comunismului. El nu poate menține intensitatea terorii tot timpul și atunci face pași înainte, pași înapoi. Dar acești pași înainte, pași înapoi sunt dictați de partid. Când și în ce Când anume se vor face? termenii lui, da. Astăzi spunem un adevăr, mâine luăm adevărul apoi. Gândiți-vă la destalinizarea lui Hrușov, restalinizarea sub Brezhnev. Nu se revine la teroare, dar Soljenițin este expulzat din Uniunea Sovietică. Dar nu înseamnă cumva că totuși până la urmă vrând nevrând se ține cont într-o formă, hai să spunem, mai mult decât discutabilă de elementul om, e... pentru că în teroare totuși nu se poate trăi la infinit. Este vorba de un tip de teroare profilactică. Nu e nevoie să ții tot timpul în teroare, este nevoie să educi în teroare. Iar totalitarismul pe care l-am utilizat și de care nu mă dezic, nu înseamnă că, așa cum ați spus pe bună dreptate, trăiești în teroare tot timpul. Dar există o sabia lui Damocles. Gândiți-vă la cazul Gheorghe Ursu. Care este funcțională tot timpul. Cazul Gheorghe Ursu. Gheorghe Ursu scrie un jurnal, Gheorghe Ursu plătește cu viața acest lucru. Gheorghe Ursu nu plătește cu viața în timpul stalinismului, plătește în timpul regimului ceaușist. Care este crima lui Gheorghe Ursu? Crima de a fi gândit. Ce caută astăzi Andrei Ursu? Caută dreptate. E o crimă fundamentală, crimă de, de, de gândire, crimă de gândire. Este crimă pe care cea mai mare pe care -o de care pe care, de exemplu, a plătit o, pentru care a plătit Osi Bamberg. Ozi Maldești a fost exterminat pentru că a scris o epigramă despre Stalin. Atât Mihail Bulgakov a trăit până la final sub pământ, metaforic vorbind, pentru că el gândea altfel decât regimul bolșevic. Lucruri este ceva de o simplitate geometrică. Aceste regimuri sunt precum un grădinar. Tai grădina, ce iese din perimetrul tăiatului perfect dispare. Atunci revenim la o problemă care este mult dacă se poate mult mai grabă. poți fi numit om în, a, în absența propriei gândiri. Comunismul nu a reușit niciodată să dezumanizeze complet. Pentru că întotdeauna în comunism au existat oameni. Și am să mă refer, pentru că această carte este despre Rusia și uh, e important să subliniem acest lucru. În Uniunea Sovietică nu au existat doar călăi. În Uniunea Sovietică au existat și oameni. Soții Mandelstam, Alexander Solzhenitsyn, Andrei Saharov, Varlam Shalamov, Andrei Amaric și alții și alții și alții, Siniapski și Daniel. Au existat oameni care au refuzat. Au fost oameni adevărați. Oameni care au apărat o idee de demnitate. Dacă astăzi noi, ca europeni și ca oameni, vorbim despre Gulaca, despre un arhipelag al crimei și al suferinței, îi se datorează unui rus, Alexandru Sojeniț. Dacă astăzi Colâma este un simbol al suferinței umane, îi se datorează lui şi, Varlam și Dacă noi astăzi înțelegem uh, totalitarismul prin prisma experiențelor umane concrete, se datorează rușilor și se datorează ce ordine este. Mai avem doar câteva zeci de secunde. Păloc. am o singură întrebare. Cum se vede în vest, după 100 de ani, această revoluție? Depinde de lentilă. Pentru cei care sunt orbiți ideologic, 1917 continuă să lumineze. Pentru cei care sunt demni intelectual și onești moral, 1917 este începutul unei calamități pentru umanitate. Nu mă pot totuși n-am mai întreba ceva. Totuși, în 100 de ani s-au strâns. Dovezi. O dovezi. Nu contează. Nu contează, da? Când ne a apărut cu arhipelagul Gulag în vest, unii au spus, sunt scorne reacționare. Să nu uităm că orbirea înseamnă acest lucru. Eu mă uit la dumneavoastră, vă văd însângerat și nu văd pe om, ci văd ideea. Dumneavoastră veți muri pentru că trebuie să muriți. Este ceva de un sadism moral fără echivalent. Am înțeles, domnule Ioan Stanomir, Vă mulțumesc pentru acest dialog. Încă o dată am Eu vă vorbit despre volumul pe care îl semnați la editora Humanitas Rusia 1917, Soarele însângerat. Tuturor celor care ați avut răbdarea să ne ascultați până la capăt, vă mulțumesc și vă rămâneți pe RFI.